6. Bun. Atâtea răspunsuri are prima întrebare. Am întrebat 100 de români. Ce superstiții au românii? Foarte rapid, Dan. Foarte rapid. Te ascult. Să-și ureze de sănătate. Să-și ureze de sănătate. Să vedem ce spun românii. Nu la ura de sănătate s-au gândit ei. Costică? Să nu treacă pisica prin față. Să nu treacă pisica prin față. Haideți să vedem ce spun românii. Pisica neagră, foarte bine, și ai nimerit din star răspunsul preferat, Costică. Excelent. Spune-mi, jucați sau pasați? Jucăm. Jucați. Perfect. Mersi, Dan. Hai să vedem, Costică, ce zice familia Zoi Căreanu. Andrei, am întrebat 100 de români, ce superstiții au românii? Să nu se întoarcă din drum. Să nu se întoarcă din drum. Bun. Și eu am o problemă cu treaba asta. Dar știi cum scap de ea, nu? Cum? Când te întorci în drum, te așezi 10 secunde pe scaun. Știi, și gata, nu, am stat jos, gata, o pot să plec. Știi, e alt drum ăla. Da, am plecat de nou. În sfârșit. Hai să vedem ce spun românii. Întoarcerea din drum, foarte bine, Andrei, foarte bine. Adriana, am întrebat 100 de români ce superstiții au românii. Să ieși cu dreptul din casă, să încep cu dreptul. Să pășești cu dreptul. Da. Și să intri? Și la intrare e problema asta? Doamne, câte probleme avem? Să vedem ce spun românii. Nu! Nu la asta s-au gândit românii. Mihaela, am întrebat 100 de români. Ce superstiții au românii? Să nu se uite în spate noaptea când merg. Să nu întoarcă capul. În special noaptea. Da. Pă bune. Și dacă îți dă unul ceva în cap, uite-ți la el. Te simți. Ai, simți. Te simți, fraiere? Băi, am unul în spate la simțit. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu asta! Nu la asta! Familia Mita, aveți dreptul să vă sfătuiți. Dacă familia Zoi Căreanu îmi dă încă un răspuns greșit, mi-e frică de faptul că veți avea șansa să le furați întrebarea. Costică? Da. Am întrebat 100 de români. Ce superstiții au românii? Să nu schimbe ciorapii. Asta e superstiție? Super. Ciorapii cu care au câștigat. Schimbi ciorapii. Și cam câtă vreme ar trebui să porți aceiași ciorapi ca să ai noroc? Ca să-mi dau seama cât de ghinionii sunt. Cât ține concurs. Cât ține concurs. A, ok. E treaba, se termină într-o zi, pe acolo, pe undeva. Da. Sper. Nu? Da? Să vedem ce spun românii. X. Nu la ciorap s-au gândit ai noștri. Familia Mită, Gabi! Gabi! Hai, zi ceva, mă! Să... Gabi! Când trec pe lângă o pisică să mă închin. Dacă nu mă închin, mi se pare mare ghinion. Da. Gigi! Mars 13. Aha, Mirela! Să nu se iasă popa în cale. Aha, am înțeles. Nu te grăbi, nu te grăbi. Gândește-te bine, pentru că ai șansa să le furi întrebarea. Să le furi punctele. Gândește-te bine. Ce superstiții au românii? Să te închini pe lângă biserică, când treci pe lângă biserică. Să te închini atunci când treci pe lângă biserică. Chiar de trebuie. Am înțeles. Am înțeles. Elea. Okay. Interesant. Interesant răspuns. Nu mai e plăcut pe toată lumea. Hai să vedem însă ce spun românii. Nu! Și câștigă familia Zoi Căreanu! Felicitări! Foarte bine! Foarte bine! Acum o să întorc răspunsurile. Să-mi spui ce părere ai despre răspunsurile date de colegii tăi și ce mi-ai dat tu, Dan. Haideți să vedem răspunsul cu numărul 6. Întâlnirea cu preotul. Cine a zis-o? Mirela? Da. Eu nu știam pe asta. Răspunsul cu numărul 5. Ziua de 13. A zis. Răspunsul cu numărul 4. Trecutul pe sub scară. Trecutul pe sub scară. Și răspunsul cu numărul 3. Spartul oglinzii. Greu? No. Nu greu. Totuși, familia Zoi Căreanu câștigă. Felicitări și aplauze.